Anul acesta nu sunt prevăzute investiții majore pentru poliția locală Râmnicu Sărat. Proiectul de buget pentru instituție a fost aprobat de aleșii locali la ultima ședință a Consiliului Local Municipal și singura investiție pe care intenționează să o realizeze conducerea poliției locale este extinderea sistemului de monitorizare video a municipiului. Din totalul bugetului alocat instituției, majoritatea banilor reprezintă cheltuieli de funcționare și de personal. La momentul acesta din discuțiile pe care le-am avut, în marea majoritate, plecând de la partea salarială unde acolo calcule au fost făcute de la începutul anului, iar pe parcurs, dacă vor interveni alte diferențe, se vor aproba prin ședință de consiliu local atât norma de hrană care este stabilită prin lege, cât și unele investiții minore până la momentul acesta. Conducerea Poliției Locale speră ca în cea de-a doua parte a anului să demareze lucrările de extindere a sistemului de monitorizare video. Anumite zone de agrement ar putea fi monitorizate în curând, dar și în cartierul Bariera Focșani, în zona Obor și la principalele puncte de intrare în municipiu, ar putea fi instalate camere video. Investiția a fost cuprinsă și în bugetul anului lui trecut, dar lipsa banilor a făcut imposibilă demararea lucrărilor. Sperăm ca. prin discuțiile pe care le-am avut atât cu domnul consilier, cât și cu domnul primar, în a doua parte a anului să demarăm una dintre cele mai importante investiții pentru municipalitatea, acea extindere în două zone de monitorizare, atât a traficului rutier cât și a zonelor amenajate de administrația domeniului public. De la implementare, sistemul de monitorizare video și-a demonstrat eficiența. Sistemul și-a demonstrat de foarte multe ori pe multe segmente, nu numai pe ordine liniște publică și pierderi de documente, pierderi de animale de companie, unele bunuri pe raza municipiului și în zonele respective. Administrația locală a investit în ultimii ani în sistemul de monitorizare video a municipiului, multe dintre camerele video fiind amplasate în zona unităților de învățământ, a parcurilor și a pubelelor de gunoi din municipiu.